Demian Ester, tenismena legitimată în cadrul clubului sportiv municipal Zalău, a început anul cu un rezultat foarte bun, reușind să câștige Open-ul Ungariei la tenis de masă în cadrul categoriei de vârstă 11 ani. După un an cu rezultate deosebite, zălăuanca Demian Ester, tenismenă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău, a început în forță și anul 2017. Sportiva antrenată de Victor Pui a participat la finalul săptămânii trecute la Open-ul Ungariei, o competiție rezervată copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani, la care au participat peste 200 de sportivi din 18 țări. Demian Ester a concurat la categoria 11 ani, având o evoluție foarte bună, în urma căreia a reușit să ocupe primul loc la finalul concursului. În faza grupelor, tenismena zălăuană a câștigat cu 3-0 toate cele trei meciuri susținute, trecând de unguraicele Benzic Dora și Balaj Victoria, dar și de nemțoaica Griesel Mia. A urmat duelurile de pe tabloul principal de 16, în care Demian a întâlnit-o în primul meci pe unguraica Iacab Orsolia, de care a dispus tot în trei seturi. În sferturile de finală, zălăuanca a eliminat-o pe nemțoaica Crise Bașhana, iar în semifinale, sportiva antrenată de Victor Puie a învins-o pe irlandeza Early Sophie cu scorul de 3-2. Finala a fost practic reeditarea duelului din grupe, în care Demian Ester a întâlnit-o pe nemțoaica Griesel Mia. La fel ca în faza grupelor, zălăuanca s-a impus în trei seturi, câștigând primul loc la categoria ei de vârstă. Pentru Demian Ester urmează Cupa României rezervată cadeților, programată la finalul lunii la Bistrița.